într-adevăr, este o reușită de admirat și de comentat. Pancu readuce la viață Rapidul în minutul 38. O fază care nu anunța nimic, dar fotbaliștii de tipul lui Pancu, din păcate, sunt pe care dispariția în România. Ce execuții! Ce execuții! A fost o etapă cu multe goluri frumoase, dar cred că ăsta e cel mai frumos. Exact ceea ce trebuia Rapidului. Se apropia pauza la 0-2 după 45 de minute. Situația ar fi fost complicată. Bun, acolo Lazar, n-am înțeles de ce a abandonat lupta. A putea să pună un pic de presiune pe N-a mai văzut mingea. Da. N-a mai văzut mingea. E și vina lui. Orientarea, da, i-a lipsit orientarea.